Municipalitatea din Drobeta Turnu Severin va face parte dintr-un grup de acțiune local numit Grupul de Acțiune Local Porțile de Fier. Astfel, Municipalitatea Severinană va reuși de acum încolo să atragă mai multe fonduri europene, inclusiv prin programele destinate AFIR. Susținerea galului Porțile de Fier, Grupul de Acțiune Locală, e un proiect european unde am câștigat într-o primă fază 50.000 de euro, urmând să, prin acțiunile pe care le facem, să încercăm să accesăm câteva milioane de euro pentru zonele defavorizate. Și aici noi am prins Gura Văi și Schela. Încercăm să îi ajutăm pe oameni să-și repare blocurile, să-și repare străzile. Încercăm să construim două blocuri de locuințe sociale, să reparăm piața, totul pe bani europeni. Deocamdată suntem doar am făcut primul pas, am câștigat primii bani, urmează să trecem la pasul 2, pentru asta muncim și pentru asta astăzi am aprobat acest proiect al doilea de pe ordinea de zi, să sperăm că toată munca noastră va fi încununată de succes și aceste comunități defavorizate să aibă posibilitatea să se modernizeze.